Specialiștii raportează primele două cazuri de circulație a virusului gripal. Potrivit experților, este pentru prima oară în ultimii 7 ani când gripa sezonieră se manifestă atât de devreme. În actualul sezon, sistemul sanitar s-ar putea ciocni cu o dublă epidemie de gripă sezonieră și de COVID. În acest caz, spitalele nu vor face fața avalanșei de pacienți, spun medicii. În anul acesta s-a activat circulația virusului gripalei. Acest virus circulă, el se întâlnește cu diferite persoane. La unele persoane provoacă boală, la alte persoane nu provoacă boală. Dacă vorbim de gripa sezonieră, sunt cazuri asimptomatice. După datele care le-am monitorizat acum și deja aveam așa de vreme primele cazuri, trebuie să ne așteptăm la mai multe cazuri de gripă sezoniere. Anul trecut nu s-a înregistrat niciun caz de gripă sezonieră în Republica Moldova și medicii au temeri că vor fi mai multe infectări în acest an, odată ce au fost relaxate restricțiile de călătorie. Deja sunt izolate două virusuri și urmează să vedem diversitatea virusurilor când sunt mai multe virusuri în natură, explică și își îndeplinesc funcțiile lor și ar putea să fie mult mai virulente și mult mai periculos în acest sezon. La sigur că am putea să ne așteptăm la momente absolut dificile. Specialiștii susțin că ne-am putea vaccina împotriva gripei sezoniere odată cu administrarea unui ser anticovid fără probleme. Simptomele sunt asemănătoare, spun medicii. Pentru a se proteja de virus, oamenii de rând apelează la diferite modalități. Unii le preferă pe cele tradiționale, alții aleg însă vaccinarea ca sursă de protecție. Mulți dintre cei care s-au imunizat împotriva COVID-19 consideră că sunt protejați și împotriva gripei sezoniere, lucru infirmat de medici. Este interesant că anul trecut nu s-a prea vorbit de gripa sezonieră, toată lumea era concentrată pe COVID-19, dar paradoxal acest flagel gripă, noi îl treceam toată familia în tot an, dar anul trecut nu am trecut-o, din ce cauză? Am constatat că din cauza că am purtat toți mască, deci masca într-adevăr ne protejează de virus, microbi. Я сделал себе прививку вовремя, как говорится, так что... От чего? А? От чего? От ковида. Да, да. И думаете, что прививка от ковида... Ну, я не думаю, то, что я как бы понимаю, что тут никто не застрахован. Но, наверное, как-то убережет, может быть, как говорится. Так что... Как вы улучшаете свой иммунитет? Что вы делаете, чтобы было... Ну, как все молдаване, пью стакан с вином, чесноком-то. Эпидемия и грипп – это все равно взаимосвязано немножко, мне кажется. Надо себя немного поберечь. А мы вообще из Тирасполя, и мы каждое утро по берегу Днестра. У нас пробежки, быстрая ходьба, и даже по возрасту бегаем немножко, каждое утро, в любую погоду. Я уже не помню, когда я болела. Да, честно. Вакцинироваться, вакцинироваться и только вакцинироваться. Вакцина против гриппа, она и поможет чуть-чуть поднять иммунитет против ковида. Вы будете вакцинироваться в этом году? Как да. Только будет доступно, конечно. Да. Да? Да. И в прошлом году вакцинировался. Против гриппа? Да. 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 Ce faceți ca să țineți gripa departe de dumneavoastră? Mai puțin întâlniri, mai puțin cu mulți oameni, să umblăm cu mască, disinfectat, ne spălăm pe mână, tot aici. Întăriți imunitatea cumva? Nu, eu am pus, am vaccinuri, tot. Împotriva la COVID? Da. Dar împotriva gripei, o să vaccinați? Da, 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 eu în fiecare an între asta. Mă. Da, da. La Chișinău a ajuns primul lot de 50.000 de doze de vaccin antigripal. Pentru procurarea 129.000 de doze de vaccin antigripal au fost alocate 18 milioane de lei. Vaccinarea împotriva gripei sezoniere va începe săptămâna viitoare. Potrivit autorităților, cel din urmă caz de gripă sezonieră a fost depistat săptămâna trecută la o femeie din raionul Ialoveni. Primul caz a fost depistat la un băiat de 17 ani din Soroca.